Pe Mircea am ajuns, spre norocul meu, de două ori. Odată la sfârșitul anului 2, fiind studentă în Academia Navală, iar odată la sfârșitul anului 3. În anul 2 noi nu am avut ocazia să avem un marș internațional, motiv pentru care am fost îmbarcați și la sfârșitul anului 3, colegii noștri mai mici, unde când am avut un marș internațional, Turcia și Grecia. Vă spun cu cea mai mare sinceritate că este o experiență inedită. Bineînțeles, activitățile sunt puțin solicitante, viața la navă este un pic dificilă de cea din Academie și cea de militar de la uscat, dar este extraordinar de frumoasă. Îți călește și caracterul, te face mai puternic, te bucuri de mare, de viața de marinar, iar ca grup îl unește, îl face mai puternic și mai unit. Specific vieții la nava școală Mircea este urcatul în arboradă. Primele trei vergi, să spun așa, este verga mare, gabierul și contragabierul. Pot spune cu mândrie că am ajuns doar până la contragabier. Aș vrea să urc mai sus, dar am avut puțin rău de înălțime.